Salutare, bine v-am regăsit, sunt Oana Puiu și în ediția de astăzi discutăm despre creații. Moda este o artă ce înglobează arhitectura, stilismul, finanțele, dar și simțul croiului. Invitata de astăzi este designer vestimentar, iar paltoanele și mantourile sale se poartă în New York, Japonia, Belgia, dar și Danemarca. La noi în țară, Alexandra Andriescu a îmbrăcat-o pe însăși actuala prima doamnă a României. Alexandra, bun venit! Bine te-am găsit, Oana, mulțumesc pentru invitație! Cu plăcere! Cele mai frumoase povești încep cu un strop de inspirație, cu căutări, dar și cu regăsiri. Povestea ta a început cu o idee. Ce poți face cu o idee? Da, ce poți face cu o idee? Uh, în primul rând, uh, ea te urmărește peste tot și nu-ți dă pace. Așa a fost și Mezonșușu. S-a născut, în primul rând, în sufletul meu, în Franța. După care a luat naștere în România, pentru că aici este un teren fertil pentru antreprenorii care vor și sunt la început de drum și au un vis și lucrează și muncesc pentru acest vis. Și ideea a prins formă aici, în urmă cu 10 ani. Au urmat câțiva ani de experimentare, dar cred că cu o idee poți. Poți să te definești, asta este, asta este răspunsul meu pentru ce poți face cu o idee, să te regăsești, să te cunoști pe tine mai bine și să uh, faci ce-ți place. Tu ai studiat artele la noi în oraș, în Iași, iar ulterior ți-ai cizelat stilul în Franța, la Rennes? Da, um, am început. Uh, am făcut liceul de artă aici. După care am continuat cu Universitatea George Enescu. Uh, am prins gustul străinătății, să zicem așa, și uh, am plecat, în primul rând, cu o bursă Erasmus în Spania. După care m-am întors în România și nu reușeam să-mi scot din minte faptul că vreau să plec din nou, așa că m-am uh, orientat spre Franța. Am dat, de fapt, inițial am dat la, am dat la, Ven la Veneția, dar uh, pe atunci era cu viză și nu mi-au acceptat, uh, acceptat viza cei din țară. Așa că am ales Franța. La Franța, Franța m-a cucerit de la început. Am încercat în mai multe, mai multe orașe, dar Rennes a fost orașul meu de suflet și rămâne în continuare uh, cumva a doua casă. Și acolo mi-am perfecționat direcția artistică, aici fiind una mai tehnică, Uh, m-a ajutat enorm, enorm facultatea de aici, pentru că altfel nu aș fi știut să pus pun bazele, practică, formării tale. Da? Exact. Și acolo am uh, mers pe partea conceptuală a mesajului, a ceea ce vrei să-ți pui și cum vrei să te prezinți ca și artist. Tu ai știut de la început că vei crea mantouri, cum de nu ai ales să mergi pe creații cum ar fi rochile de gală? Uh, nu m-au pasionat niciodată, sincer, rochile de gală, dar uh, ce m-a pasionat uh, a fost să-mi exprim latura artistică cât mai autentic și uh, să trăiesc din asta. Asta a fost. Și trăiești bine. Uh, treptat, treptat, ușor am reușit să trăiesc din asta, da. da. A trăi bine este un, un termen destul de greoi pentru mine, pentru că uh, nu, știu, nu prea știu ce înseamnă. Nu prea știu ce înseamnă, pentru că uh, în fiecare zi întâlnesc o provocare dar da, mă simt onorocasă că fac ceea ce îmi place și trăiesc din asta. Moda ta își dă randevu cu doamnele de calitate? Da, da, deci sunt onorocoasă. Sunt onorocoasă pentru că la fiecare pas întâlnesc femei care poartă cu drag ceea ce facem noi la Maison Chouchou și um, ele aleg să poarte an de an produse noi, Cine vine odată la Maison Chouchou vine și a doua oară, și a zecea oară, și a douăzeci oară, pentru că am cliente care au un, o întreagă garderobă cu mantouri și paltoane, jachete, Maison Chouchou. Ținutele tale îmbrățișează nuanțe de verde, roșu, nuanțe vii. Cum de ai ales să nu mergi spre tonuri de gri, negru? De ce ai ales aceste nuanțe? Primele idei au fost conturate în jurul culorii, pentru că eu am terminat în iași artă monumentală, ceea ce însemna decorare, înfrumusețare și a, a spațiilor exterioare și interioare. Am ales culorile pentru că atunci când am ajuns în iași, am văzut foarte mult gri și nu griul în culori, ci o, o stare de gri, de griuri fără nuanțe prea multe. Și mi-am dorit foarte mult să aduc culoare pe uh, uh, piață și treptat, bineînțeles, folosesc și nuanțe mai, uh, mai terne, nuanțe, uh, nu știu, non-culori și mă ajută cumva să scot culoarea din fiecare femeie pentru că el atunci când poartă chiar și o nuanță închisă, un gri sau un negru sau... Uh, avem starea, pe ecran și da. ținutele pe care tu le creezi. Starea, starea care o creează un palton scoate o stare, scoate o, o energie o poveste, foarte faină, o energie da. și o descriere a femeii care poartă acea ținută. Uh, pentru doamna Carmen Iohannis ce ținut ai creat? Uh, inițial am făcut un palton bej uh, Așa am văzut-o prima oară. Mi-am dorit foarte mult ca ea să poarte uh, o creație de-a noastră. A fost o realizare personală. Uh, M-am bucurat enorm când uh, am văzut că la a doua, ia, a doua ieșire uh, în public. publică da, a purtat acest mantou uh, bej. După care am mai făcut câteva, dar uh, nu mai știu exact culorile, pentru că au fost mai multe. Oricum, ea preferă nuanțele de roz pudrat. Uh, griuri colorate, deschise, nuanțe de albunt. Dar cum ai luat legătura cu ea? Și te întreb, poate sunt tineri creatori de modă, care vor să îmbrace o personalitate. Cum ai procedat tu și cum ai putea să inspiri și pe tinerii de acasă ce ne urmăresc? Um, nu aveam niciun fel de uh, direcție spre ea. Dar am văzut-o la televizor. Mi-am propus ca un produs să ajungă la ea și am contactat un prieten care a trimis un alt e-mail către ea. Acest e-mail a fost unul foarte pozitiv pentru că ea a fost deschisă și imediat mi-a răspuns, ia personal, și mi-a zis da, sunt de acord. Eu i-am cerut măsurile, -mă, da, uh -huh. eu am cerut măsurile, deși am văzut-o, reușesc să văd o persoană fără să cer neapărat măsurile, reușesc să-i văd dimensiunile. Și uh, i-am făcut un produs uh, după măsurile date de ea. Ulterior am fost și, și la Sibiu și m-am întâlnit uh, personal cu ea și uh, i-am luat măsurile de sus până jos. În general, cum sunt femeile ce poartă mantourile și paltoanele create de tine? Sunt femei care vor uh, să fie diferite, sunt toate frumoase, sunt frumoase și pe interior și pe exterior. Sunt femei care vor mai mult, sunt femei um, care reușesc să aibă un cuvânt în viața lor, um, care îndrăznesc, îndrăznesc să, să adauge deci, o pată de culoare la ținuta de zi cu zi. În viața ta, tu ai un cuvânt de spus? Eu cred că da, eu cred că da și e foarte vast, așa, întrebarea. Păi te las pe tine da, libertatea da. să răspunzi așa cum simți. Um, da. Dacă am și un te poți de lega spus. de un anumit moment, poate da. care a fost mai dificil și probabil nu ți-ai imaginat sau ți-ai imaginat că vei ajunge aici. Uh, vreau să spun ceva. Când eram copil, mai cred că nu aveam șapte ani, îi spuneam tatălui meu că eu voi ajunge foarte sus. Eu vreau să menționez că vin dintr-o familie cu Um, o situație mai delicată din toate punctele de vedere. De ce? Pentru că fac parte din acea generație dinainte de 89 uh, cu părinți muncitori, mun muncitori uh, zi de zi, dar cu o viață destul de anevoioasă. Um, financiar te referi? Da. Și nu numai. Um, dar eu aveam alte planuri pentru mine din totdeauna, dar absolut din am văzut altceva pentru mine. M-am văzut într-o altă lume. Și țin minte că stăteam pe jos, pe un covor și mă uitam la televizor și o vedeam pe Andreea Marin. O vedeam pe Andreea Marin și, și am simțit, simțeam că sunt acolo, simțeam că voi ajunge sus. Acest sus pe atunci însemna să trăiesc prin, din ceea ce sunt eu. Și să mă cunoască lumea, să știe ce fac și să aprecieze partea creativă, pentru că din totdeauna am desenat, din fost pasionată de pictură. Uh, și recent, acum, uh, în urmă, în cu câțiva ani, am început să-mi dau seama că într-adevăr am un cuvânt. Pentru că, uh, cum să spun, pentru mine timpul e un relativ și uh, copilăria se amestecă cu adolescența și cu viața de femeie adultă și um, când eram mică poate simțeam că nu nu sunt auzită sau nu am un cuvânt de spus, dar ușor ușor, prin ceea ce fac, am început să am mai multă încredere în mine. Și timiditatea s-a transformat în creație. Pentru că am o, o zonă extrem de timidă ca și persoană. Dar în momentul ăsta, cred că atunci când am ceva de spus o spun și mențin părerea până la capăt. Și cine te-a remarcat? Cine a văzut Fata asta are o inclinație? Um, Inițial o vecină, după care mama a văzut că, că am talent, am talent la desen, pentru că desenam toată ziua și a avut înclinații, a mers pe partea artistică, au plăcut foarte mult să deseneze pentru vecini și tot, tot satul, acolo unde locuia ea, când era copil. Și m-a scris la uh, liceul de artă, în clasa a patra, am intrat la, la arte. nu făceam așa multe griji, pentru că știam, nu știu, simțeam că era natural pentru meu. tine. Da. Acolo când, unde este locul meu mă duc cu încredere și într-adevăr cu emoții, dar cu încrederea că o să reușesc. Văd, vizualizez că pot. Cred că e foarte important. Bine, muncesc foarte mult. Pe lângă acest vis al meu muncesc foarte mult și cred în el și în fiecare zi lucrez, nu știu, până, până târziu. Amestec, am, am sacrificat poate momente când poate ar fi trebuit să Lucrezi mai puțin, dar um, ca să faci performanță e nevoie să sacrifici multe lucruri. Da, știi tu, Alexandra, există un timp pentru toate. Timp în care trebuie să lucrezi, timp în care trebuie să petreci cu familia, cu prietenii, da. cu oamenii dragi. Revenind la copilăria ta, în prezent mama este mândră de tine? Da, da, și eu sunt mândră de, mândră de ea. Uh, mama tu. ta poartă ținutele tale? Da, da, poartă, mama mând, uh, poartă culori chiar în albastru, violet, este mândră și de fiecare dată când se întoarce în, în Iași, iar locuind în Italia încă de când aveam eu 17-18 ani, um, poartă cu mândrie produsele făcute de Maison Chouchou. De la vârsta de 17 ani, tu a trebuit să te maturizezi, să iei viața în piept? Um, cred că am avut o copilărie destul de scurtă, ca să zic așa. Ca mulți copii de vârsta mea. Um, da, am luat o anumită responsabilitate, am simțit o responsabilitate care mi-am asumat-o așa cum știam la vârsta respectivă, pentru că eram foarte tânără. Era Adolescentă. Copil. Da, da. Adolescentă, poate 17 ani astăzi, aș putea să numesc adolescență, dar pentru mine eu eram un suflet de copil și atunci și mult mai târziu. Și poate că a rămas acest da. suflet de copil acum pentru că vedem culoare în colecțiile tale. În atelierul tău, pe lângă foarfece, materiale și mașini de cusut, ce mai găsim? Găsim și pictura. <laughs> Găsim pictură pentru că în atelier am păstrat uh, uh, o pictură făcută în Franța care a pus bazele Maison Chouchou. Pictură, schițe și un vibe foarte fain. Cum reușești tu să rămâi un om modest? Te întreb pentru că am observat că tu nu te autocelebrezi prea mult. Rămâi într-o zonă de echilibru. Uh, la sfârșitul zilei, toți suntem la fel. La sfârșitul zilei, toți punem capul pe pernă și trebuie să ne regăsim liniștea alături de oamenii care ne sunt cei mai dragi. Până la urmă, atât contează. Nu contează nici câtă faimă avem, cât de mult suntem cunoscuți și recunoscuți, ci să fim noi bine cu noi, în sufletul nostru. Asta e tot ce contează, de fapt, la sfârșitul zilei și... Um, modestia asta de care uh, spui tu eu o consider o normalitate nu m-aș nu, nu aș, nu vedea altfel ce te-au învățat francezii? Um, să fiu mai diplomată poate dar chiar și acolo mai am de lucru foarte mult um, eleganța mi-au subliniat cumva poate din spiritul meu artistic. Um, trebuie să recunosc că m-am învățat să fiu și foarte precaută. M-am uh, învățat uh, dezvoltă puțin. Da. Um, ei, având un uh, caracter destul de rece și foarte rezervat în foarte multe situații, um, am învățat că e bine să păstrezi anumite lucruri și pentru tine. Și Asta nu știam când am ajuns acolo. Eram Era o firmă mai expansivă, da? Da, da. da. Uh, în același timp, m-am inhibat ca persoană pentru că um, eu fiind deja timidă, am ajuns acolo, oamenii erau destul de reci, am devenit și mai timidă. Uh, mulți ani, mulți ani mi-au luat ca să lucrez la partea asta. Și încă, încă. Mă țin sus și tare pe partea de timiditate pentru că mi-e foarte greu să, să ies din zona asta. De ce ai revenit la Iași? Iași cum? cum ai revenit? Cum am revenit? Iașiul m-a cucerit. Am revenit într-o vacanță de două săptămâni. Am venit să o văd pe prietena mea și am văzut potențialul Iașului. Mi-era doar de casă, de fapt. Dacă e să ne ducem chiar la sursă, pe lângă business, nevoia de rădăcini, nevoia de te întoarce acolo unde simți că ai rădăcini, este poate mai mare la un moment dat. Oricât de mult ți-ar plăcea în alte locuri, dacă simți că nu-ți găsești rădăcinile acolo, te întorci la un moment dat. Ești tânără, ai succes, ai și un fiu, da. Ce lipsește din acest tablou? Mai multă liniște și stabilitate și o plasă de siguranță, pentru că. Uh, toți... Dar liniștea depinde de tine, în mare parte. Și da, plasa de siguranță. Plasa de siguranță uh, e pentru că, trecând prin foarte multă instabilitate, mi um, este destul de greu să-mi găsesc uh, această plasă de siguranță, pentru că permanent am senzația că în fiecare zi se mai poate întâmpla ceva neprevăzut, așa cum a venit pandemia, războiul, uh, dacă nu merge firma, cum a fost uh, în timpul pandemiei, iată când s-au stopat toate comenzile. Eu având un, o familie de, de întreținut, de susținut, angajații mei, la fel trăiesc din ceea ce facem noi la atelier și la pe parte de online. Atunci când vin situațiile neprevăzute, toate se, se stopează și automat plasă de siguranță devine tot mai fină pentru mine. Și trecând prin momente foarte foarte delicate, de cursul timpului am învățat să fiu mult mai pragmatică pe lângă latura artistică. A fost la vârsta de 17 ani, când tu a trebuit să te maturizezi. Ce alt moment dificil ai întâmpinat și ai reușit să răzbați? Um, sunt multe momente dificile. Uite, dăm un exemplu. Care pe tine te-a maturizat, nu neapărat forțat, dar mai mult. Ce m-a maturizat forțat? Sunt multe. Dacă e să ne, ne referim pe partea personală, a fost uh, divorțul, evident, că este un, un șoc pentru orice persoană, uh, atât pentru mine ca mamă și ca femeie, a fost un mare șoc. Ce a urmat, uh, a urmat pandemia după Încă divorț, un șoc. Uh, care a fost pentru mine personal mult mai ușor de dus. Uh, se spune că divorțul este ca o uh, moarte, ca așa cum ai celebra, o, ai celebra, nu pot spune. Ai uh, duce o, un deces, cam asta, așa se simte. Și chiar așa s-a simțit. A fost A extrem ieșit de din doliu acum? Uh, cred că da, nu total, pentru că dacă aș spune da, am ieșit total, este totul perfect, nu este adevărat. Uh, oricând vor fi. Uh, situații... Regrete, poate? Nu neapărat regrete. Cred că am luat decizia cea mai bună și... Pentru nu... tine și pentru fiul tău? Da. Și nu cred că am... Așa cum am spus-o, nu am pierdut un soț, ci am câștigat un prieten, pentru că uh, tatăl uh, băiețelui meu este un om extraordinar și uh, am ajuns uh, într-un punct foarte frumos de prietenie uh, pe care îl uh, alimentăm zi de zi ca să ne creștem fiul cât mai frumos. Și da, se poate ajunge și la așa ceva, la genul ăsta de, de relație, pentru că nu toți oamenii sunt sortiți să, să fie căsătoriți. Eu, de exemplu, nu m-am văzut niciodată căsătorită. La modul cel mai sincer, niciodată nu m-am văzut căsătorită. Fie că, chiar dacă am făcut-o, <laughs> niciodată. Dar cu modestie, cu diplomație, așa cum tu ai învățat, ai reușit și reușiți împreună să aveți o relație frumoasă pentru Marc. Da, Marc are, din calitățile tale artistice, Marc este un băiețel extraordinar care ne învață zi de zi, în primul rând, de empatia. Îmi pune niște întrebări extraordinare, mă întreabă cum ești, cum ești tu. Uh, a luat din calitățile artistice și ale mele și ale uh, tatălui lui, pentru că amândoi am urmat uh, direcții artistice Artistici. asemănătoare. Uh, este un, un foarte bun desenator. Un, desenator uh, da, da. un foarte bun matematician, pentru că este pasionat de matematică de, de mic. Acum la 8 ani deja el face niște exerciții extrem de complexe. Recunosc eu nu am fost pasionată de matematică și nici nu mi-a plăcut și când văd un exercițiu pentru mine este deja Ambigu totul. Cu siguranță are loc în casa ta de modă, cu calcule, cu partea de contabilitate. Poate fi un ajutor de nădejde, dar și pe partea de creație. Dacă tu vei, voi veți simți să-i dezvoltați această latură. Da, el, el vrea să devină arhitect, deci probabil va merge pe. își va urma visul. Uh, oricare ar fi acela, eu uh, și tatăl lui îl vom încuraja să meargă pe direcția uh, dorită, dorită da, și pentru potrivită. Că, exact, este foarte important să faci ce îți place, pentru că așa ești și fericit în viața de zi cu zi, și în viața personală și în cea profesională, oricât de multe dificultăți ai întâmpina și um, direcția artistică nu este una ușoară deloc. Atunci când vrei să mergi pe partea artistică, trebuie să vezi și partea pragmatică, partea um, materială. Trebuie să înveți și marketing în, în această activitate, ca mai toate activitățile, cumva ești expus să te expui și să expui ceea ce, ce creezi. Da, da. Uh, cred că accentul ar trebui pus mai mult uh, în zona artistică pe această latură, pe partea uh, de marketing. Uh, contabilitate, tot ce ține de partea pragmatică trebuie accentuată pentru că foarte mulți viitori artiști, foarte mulți tineri care își doresc să meargă pe partea artistică nu o conștientizează, nici măcar eu la 20-25 de ani nu înțelegeam această latură, pentru că era un fel de subiect tabu, chiar și în Franța, era un subiect tabu atunci când încercai să vorbești despre bani, cum îți monetizezi arta este, cred că, foarte important să-ți cunoști să -ți, da, valoarea da. și să știi să ți-o promovezi și să, ca modalitatea aceasta de a câștiga din uh, ceea ce faci, să nu ți inhibe talentul. Da, da. Și um, cred că e foarte important foarte important să pentru că trăim într-o lume materială să știm să ne punem în față prin ceea ce facem. Într-adevăr, și să ne perfecționăm zi de zi. Și să nu aplicăm urechea spre ce ar putea face celălalt sau competiție sau oameni. Pentru că care fiecare fac este unic și, da. și da. poți reuși doar dacă ești consecvent și ai un talent sau ceva, ceva de spus în domeniu. Odată ce un proiect ia final, ce alte visuri se mai nasc? Eu sunt omul cu idei, ca să zic așa. Am permanent. De la o idee a pornit, totul. Da, Am permanent idei, uh, și tot timpul văd creștere în tot ceea ce fac. Uh, de exemplu, uh, dezvoltăm acum și latura accesorilor uh, uh, și sunt tare mândră pentru că o să fie ceva spectaculos și diferit de ceea ce avem pe piață. Uh, Mi-a timp pentru că vreau să iasă un produs foarte bun. Iar atunci când se termină o idee, vin altele, pentru că eu, cum să, cum să vă spun, am un caiet de desen și acolo vin toate. Parcă, pur și simplu, se aruncă pe hârtie și tot vin idei și le scriu. Vreau să fac asta, 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 vreau ca Mezonșușu să ajungă în punctul ăla, vreau să ajung să aibă atâtea magazine. Fie că acum cât sunt eu tânără sau mai târziu lucrez la partea Este un caiet cait magic care dacă ți-ar fi răpit... Oare ce s-ar întâmpla? Aș fi un pic decontextualizată. Îl port cu mine peste tot și acolo notez foarte multe idei. Evident, e loc de mai bine. E loc de mai bine, mai ales că nu -am, eu nu am învățat partea asta de organizarea unei firme și îmi doresc foarte mult să cresc. Dar uh, lucrez, lucrez la asta permanent și îmi place, mă pasionează. Cum ți-ai ales oamenii? Sincer, uh, în primul rând, uh, bine, uh, în mod normal n-ar trebui poate așa, dar uh, eu am simțit. Eu merg foarte mult pe intuiție și pe ceea ce simt și pe mâini, privire. Uh, eu cu cine lucrez, uh, trebuie să rezonez în primul rând. Iar la noi la atelier este o atmosferă foarte faină, pentru că oamenii sunt implicați inclusiv emoțional în ceea ce fac, chiar dacă e doar un lucru. După care, seriozitate, atenție la detalii, chiar și acum, acum căutăm oameni la atelier, pentru că nu, nu mai facem față. M oameni care știu să mânuiască mașina de confecționare. da? Da, confecționari. Poate și o persoană care să-mi fie alături, pentru că mi este destul de, de greu cu, cu tot ceea ce facem în prezent. Um, oameni care fac bine ceea ce fac și când încheie un produs uh, să arate așa cum ar trebui să arate orice produs mezonșușu, linia să fie linie, uh, forma să fie exact așa cum ne imaginăm și cum. Eu nu. Noi le verificăm. Acum nu mai este cazul pentru mine să verific, pentru că deja știu cum arată, dar liniile trebuie să fie drepte și desenul trebuie să fie desen. Ce alte calități definesc universul tău estetic? Hmm. Pe lângă faptul că moda trebuie să fie portabilă. Da, exact. În primul rând, eu nu prea merg după trenduri, nu prea mă ghidez după ce se poartă ci după ce ne stă bine după ce ne face să fim noi azi ce mă mai definește tot ceea ce fac absolut tot e... crezi că ai pășit cu dreptul în lumea modei? că ai făcut și greșeli? Clar, am făcut foarte multe greșeli. Deci nu ai păi și chiar cu dreptul. <laughs> <Nu>. <laughs> Au fost și mici greșeli, da? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Dacă n-am greșit, n-am mai învățat. Și, și cu ce, ai, cu, ce ai, greșit tu în acest domeniu? În primul rând... Și te-ai pe parcurs, te-ai perfecționat, te rafinat. Am stagnat foarte mult. Am stagnat câțiva ani buni, mergând pe certitudini cumva, fiind mi teamă să merg pe ceva ce... Vrei să nu dai greș. Da, să nu dau greș cumva în ceea ce facem. Um, îmi place să risc. Riscul face parte din mine. Dar în primii ani mi-a fost teamă, pentru că auzeam din diferite părți. Poate ar trebui să faci fuste, poate ar trebui să faci bluze, poate ar trebui să mergi pe rochi. Nu m-au definit toate astea. Și am pierdut uh, timp, să zic așa, când eu aș fi putut poate să avansez mai repede pe partea producției cu paltoanele. Um, dar, iarăși, eu nu văd negativ în asta pentru că asta mi-a dat timp să învăț. Tu ai analizat foarte mult și când ai ieșit pe piață, ai ieșit bine, nu? Da. Bine, vreau să spun că a fost începutul, a fost anevoios. Nu a fost chiar așa, am vândut din prima. Cine crede că vine din prima un produs și are credibilitate pe piață se înșală un pic pentru că. Ai nevoie ca oamenii să, să creadă în tine, să fii solid ca și um, marcă și firmă și ceea ce faci, să ai un feedback bun. Um, chiar dacă și la noi mai vin tot felul de um, părți mai puțin bune, cum ar fi, nu știu, livrarea. La noi livrarea este mai lentă pentru că nu avem suficienți oameni în atelier. Um, da. Investiția a fost mare. Um, hm. Eu am venit Ai în România, închiriat România, un spațiu, da, da, Am venit în România cu foarte puțin, puține resurse financiare pentru că nu eram conștientă de ce ar, de ce ar implica. Am avut, evident, mi-am dorit un spațiu, spațiu care îl avem de altfel acum. Vreau să spun că am pornit pe minus. Am pornit pe minus în acest drum, dar am crezut în el și asta m-a ajutat să să nu o duc și mai jos. Și cine a fost, care, care a fost vocea din spatele tău care te-a spus, haide că poți? Eu. Tu însăți. Da. Financiar te-a sprijinit cineva? Am rugat-o pe mama să fac un, să fac un împrumut, l-am rugat pe tata să fac un împrumut. Uh, împreună cu fostul soț, la început la fel, am uh, contribuit dar, așa cum am spus. În familie, da, ai fost sprijinită da. de familie. Eu am făcut un credit, deci, din credit în credit. Resursele cu care am venit au fost infime. Bine că au fost și studiile, au da. fost și cheltuielile din străinătate, și un da. copil. Da, să crești și să-i educi un copil nu este atât de simplu. Da. da. Și dacă au fost toate aceste resurse, să nu înseamnă că a fost ușor. Din contră. Um, au fost momente când. Eu nu am avut, dar am avut să plătesc tot ce era pe lângă. Te-ai achitat. De da, da. Cumva ai și riscat. Da. da, da am riscat. Ai riscat, dar uh, s-a meritat. Da. Spuneai că tu nu mergi pe tendințe atunci când creezi o linie. Ce te inspiră? De la artiști, artiști contemporani, artiști din, din uh, renaștere, moderniști, cubiști, peisaj, peisaje, călătoriile noastre a, mea, a mele și ale fiului meu, împreună cu el, vedem tot felul de chestii foarte faine și asta mă inspiră. Sau stofa, stofa pe care o am în față, ea îmi spune poveste. Și povestea aia eu o desenez. Chiar am făcut și niște video ca să, să arăt oamenilor că eu sunt cea care face desenele înainte să apară produsul final. Ele vin. Eu sunt o persoană vizuală și înainte să, să fac ceva, totul trece prin... Adică le și văd. Ele există deja în mintea mea. Așa am funcționat întotdeauna. Nu numai acum cu, cu aceste produse. Ce perioadă din istoria modei te inspiră cel mai mult? Anii 60. De exemplu, eu sunt uh, pasionată de, de filmele lui Alfred Hitchcock și tot ce... Direcția hainelor, linia, cromatică din filmele lui, vreau să spun că au fost o inspirație foarte mare, și încă sunt în, în tot ceea ce fac. Și în prezent, în, dacă ar fi ca piesele tale să joace în, într-un film, care ar fi acela? O denumire. Mm. Și o actriță care da? să poarte ținuta. Așa alege o româncă. Olimpia Melinte. Așa. Uh, e anca noastră. Da. Da, care a fost și la liceul de artă cu, cu mine. O admir foarte mult. Apoi ar mai fi Catrinel, Catrinel Menghia, Marlon. Da. Uh, cred că s-ar potrivi în filmele, în filmele actuale românești. O producție o, contemporană. O producție contemporană actuale pentru că cele dinainte ar fi un pic mai complicat poate. Ba, de fapt nu, nu. Ar Dar cu un aer din anii 60. Da, da, anii 60 sau chiar și cele de acum. Eu cred că ele sunt uh, versatile nu au, și nu adaptabile, timp, da, da, nu au un timp uh, în care ar putea să fie scoat, din care ar putea să fie scoase. Produsele uh, noastre cred că se pot integra în foarte multe perioade, dacă ele sunt uh, puse în contextul potrivit. De ce crezi că un Dior un Balenciaga, un Yves Saint Laurent, nu pot fi niciodată depășit. Um, ideea de a depăși un brand, um, nu știu dacă este cea mai potrivită, pentru că ei își au loc în istorie. Uh, Dior își are locul în istorie. Balenciaga își are locul în istorie. Nu poți, e ca și cum ai amestecat apă și ulei. Uh, ele sunt entități uh, de sine stătătoare. Care au creat și au punctat istoria exactei. Exact, modii. da. Uh, la fel și eu zic la fel uh, prin ceea ce fac eu la Maison Şu Şu, chiar dacă o să vedem, o să mai vedem paltoane asemănătoare sau o să vedem cromatici, uh, n-ai cum să demontezi ceea ce cineva a montat prin propria creație. E ca o, e ca o clădire, cărămidă cărămidă. Dacă tu faci o altă clădire lângă, cu aceleași, același tip de cărămizi, nu o să ți iasă la fel. N-are cum. Fundația e alta. Te-ai gândit, ai sperat, sper ca moda ta să fie atemporală? Uh, da. Vreau. Vreau asta. <laughs> vreau pentru că eu cred că paltoanele noastre își au locul în uh, istorie, își au locul în timp și peste timp, așa cum o spun, și după mine pentru că și urmași și urma, urma, și eu așa, așa văd, asta văd. îmi doresc foarte mult ca ca ele să um, fie în în, în, fapt, în mai multe magazine din Franța, nu știu dacă pot să dau denumirea, dar mai uh, bine nu, da. Um, le le văd în niște magazine din fiecare oraș din Franța. Cei care mă cunosc știu deja visul meu <laughs> și îl tot menționez în online. Dar, domni, te-ai gândit să îmbraci? Da. Propunerea ai avut? Da, da. Am avut o tentativă, să zic așa. Poate pe domnul Iohannis? Da, ar fi fost o variantă, dar domnul Iohannis este deja îmbrăcat de altcineva și nu pot să intervin peste. Așa diplomată cum ești, tu nu intervii? Nu, nu intervin, pentru că fiecare așa are locul, din punctul meu de vedere și cred că pot merge pe o altă direcție și să fie mai ok. De ce să mă bag peste altcineva? Toți avem loc. Dar dacă Dumnealui dacă el își dorește, dorește da, atunci cu siguranță, da. da. Reveni la întrebarea mea. Uh, ai avut propuneri să îmbraci domni, să da. creezi paltoane pentru dumnealor? Da, noi mai facem. Facem și paltoane pentru domni. Uh, chiar și de curând avem uh, diferite Bine, în propuneri. afară de fostul tău soț care da. cu siguranță poartă da. mândru da, ținutele da. tale. Uh, mai ai uh, cereri. Nu? Da, da, mai sunt, mai sunt cereri. Uh, am avut chiar tentativa de a merge spre direcția masculină, spre uh, om, ca să zicem în franceză, uh, dar uh, momentan nu am avut energia să pot face această direcție. Mai avem și partea de mantouri copii, pentru că i-am făcut și băiețelului meu, personalizat. Uh, ai în vedere copil. și dezvoltarea în zona aceasta? Poate mai merge la niște cursuri în Franța, da, te mai da, dezvolți. Da, și da, Oameni să găsesc și. și cerință pe piață, da? Cerință sigur găsesc, sigur este. Și ce mai aștept? Uh, oamenii. Oameni care să lucreze să lu pentru să tine. Să lucrăm în atelier, împreună, da? da? Să lucrăm împreună. Da, asta cred că e foarte important să găsim oamenii care să lucrăm în atelier. La târguri, prezentări de modă particip? Da, am participat la diferite evenimente de, de modă. Viena, New York, Japonia. Um, ar mai fi fost și acum, recent, variante de genul acesta, dar prefer să mă focusez pe, pe România și pe târgurile din țară. Care, de altfel, sunt foarte cerute și acum chiar acum vin de la, de la unul, de la Cluj și Femeile vin în număr foarte mare, foarte mare. Când se, deschide, se deschid ușile, colegii mei de la alte staturi îmi spun, Alexandra, la tine vin în și val. Câte paltoane ai vândut? Depinde. depinde. Acum la, la Cluj? La cel mai recent târg. La cel mai recent, undeva la 150. Și o tu pleci 40 cu o mașină plină de paltoane, da, le așez exact, frumos da. pe și. Da. și Eu plec cu mașina. Uh, cu caravana, da, exact. Eu îmi încarc mașina, uh, plec cu paltoanele, tot eu le descarc, în cazul în care, nu știu, la Cluj, am uh, prietenii mei care mă ajută la București, mă mai ajută fratele meu. Uh, dar de multe ori sunt nevoită să le descarc singură, să le încarc singură, îmi încarc singură standerele, le vând. <laughs> tu întrezi tu creezi. Da. Uh, când particip la prezentări de modă, tu suport cheltuieli? La ce am participat până acum a fost doar parțial. Cheltuielile au fost parțiale pentru că am, avut, am participat la diferite programe care au susținut designeri români, iar aceste programe au finanțat deplasările noastre pentru că altfel vreau să fiu cât mai onestă și să spun că nu aș fi putut să particip la genul acesta de eveniment, pentru că sunt costuri foarte mari. Statul român sau industriile creative susțin această activitate? Uh, trebuie să recunosc că în ultimii ani nu m-am mai interesat. Nu m-am interesat în direcția asta pentru că nu am avut timp să mă interesez, dar da, sunt uh, programe care ajută, ajută tinerii. Dar și tinerii trebuie să facă eforturi foarte mari. și Ce înseamnă mai exact? Um, să aibă creații care se diferențiază, creații calitative, um, anduranță, pentru că e foarte important să nu fie un brand sezonier sau un, care rezistă, nu știu, un an, doi și atât. După aia dispare în peisaj. Um, și da, trebuie să convingă prin ceea ce fac. Sunt, eu cred că sunt multe și mult, mult potențial am observat și acum anul ăsta la Fashion Week este potențial. Cum îți alegi modelele care defilează pe scenă? În afară de tine. <laughs> în afară de mine, da. Uh, legate pozele cu mine mi s-a spus că uh, trebuie să pozez eu ca să prezint uh, creațiile noastre. Dar cum le aleg? Le aleg în primul rând uh, după cum se așează produsul pe fiecare femeie. De regulă le aleg cam pe toate la aceleași înălțime ca să existe o unitate în momentul când ele ies împreună. Cam asta. După, după aspect, după culoarea părului, după... Eu promovez cumva mai puțin machiaj și asta îmi doresc și când prezintă modelele. Pentru că vreau să arăt femeilor, femei autentice. Femei așa cum sunt ele. <laughs> Naturale. Naturale. Tu ce stiluri de paltoane și mantouri porți? Uh, eu port de obicei mai largi, lungi, largi, negre. <laughs> uh, în ultima perioadă nu am mai avut timp să-mi fac, deși îmi doresc foarte mult și unul alb, sau în carouri, dar de obicei toate Și apoi pleacă. mergi cu marca în parc. Da, e... da, no, cu în parcă, alb. da. În parc nu mă îmbrac cu mantouri, în parc am să fiu eventual cu un hanorac și sneaker, și cam asta e ținuta mea. Ce alte provocări mai întâmpi în acest domeniu și ți-ai dorit mai mult sprijin? Și din partea cui? În primul rând mi-ar plăcea să găsesc mai ușor oameni cu care să lucrez în atelier. Este atât de greu să găsești oameni pricepuți da. și serioși? Da, da, chiar este. Odată ce găsești oameni cu care îl poți construi, atunci toate devin mai ușoare, pentru că dacă ești și serios și îți urmezi direcția fără să te lași, să-ți apreci urechea, nu știu, diferite direcții, firma, brandul crește, dar atunci când nu ai oamenii și te chinui în fiecare zi să Termin, comenzi, să livrezi comenzi și știi că ești în întârziere foarte mult, atunci, într-adevăr, lucrurile stagnează. Deci e foarte important oamenii care tu, și să-i găsim. Pentru că nu... Tu te pricepi la mașina de cusut? Nu. Nu știu să cos. Tu, doar și, desenezi, da. doar și aplici pe mantouri diverse. Deci. Designuri. Da, eu sunt cea care creează tot ce înseamnă model unicat, modelele clasice eu le creez. Facem tiparele împreună în atelier, eu nu fac tipare, nu, am ales să nu fac asta, pentru că deja fac foarte mult în rest. După care produsele personalizate sunt făcute integral de mine, nu sunt cusute de mine, dar fiecare element este tăiat, este uh, integrat de mine, um, cromatica la fel este aleasă de mine, um, fiecare element este în, primul, în primă fază lipit la cald, după care este cusut, astfel el nu o să cadă niciodată de pe acel produs, doar dacă este descusut. Um, și da, tot ce înseamnă produs unicat este realizat integral de mine și gândit. Ce aduce nou moda ta în peisajul acesta artistic și vestimentar? În primul rând, funcționalitate, un produs diferit și funcțional. Un produs unicat, pentru că a trecut, cred că a trecut deja perioada și vremurile în care um, oamenii preferau brandurile mari de masă mass market uh, și preferă acum produse care să-i definească, să-i diferențieze și preferă să aibă ceva ce nu mai poartă altcineva pe stradă. Așa că aleg uh, ceva diferit. Există o categorie de femei care uh, nu vor să aibă același produs cu alte femei și aleg un produs personalizat, chiar dacă baza este poate aceeași sau un produs în serie mică. E foarte important să... Se simtă altfel față de... Ce durată de viață are un palton? Eu am palton, un palton... Bine, am cliente care mi-au spus că au paltoane încă de la început. Real. De 10 ani? Da. Am văzut, de curând, am dus într-un restaurant și am văzut un produs, un palton alb, primul nostru palton, aici, în Iași. Și mi-am zis, wow, ce palton fain! m-am uitat mai bine, n-aveam ochelare la mine, m-am uitat mai bine și era făcut de noi. Și am fost, persoana era aprinsă într-o discuție, n-am abortat-o, dar vreau să spun că am avut o mare, mare mulțumire când am văzut că produsul este încă purtat. Uh, și am cliente, București, Cluj, Iași, Brașov, care îmi spun, Alexandra, avem, am produse care încă le port de 8 ani, de 9 ani, de 7 ani. Cum îngrijim un palton în primul rând, nu se spală acasă, pentru că am avut această problemă, deja, de asta menționez. <laughs> se duce la curățătorie, curățare chimică și se curăță cu o perie, pentru că ele nu se scămoșează, dar se prind scame, evident, pentru că e lână și cu o perie specială se curăță scamele. Cereri inedite ai avut? Inedit, da, să zicem că au fost cereri inedite. Au vrut personalizări Interesante, niște produse foarte diferite prin desenul de pe spate. Un cal, de exemplu. Cineva a vrut un cal, pentru că. Nu e un unicorn? Nu, un unicorn, nu. Și am lăsat de altfel dovada și pe Instagram cum desenez acel cal, și apoi îl fac pe, pe palton. Um, vreau să menționez că aceste aplicații și modul în care eu lucrez aceste aplicații sunt exact arta um, murală făcută în facultate și în liceu. Pe pentru care că... tu aplici acum? Da, da. Strat pe strat, uh, ton în ton. Ai avut un cal, urmat. Da, un cățel, uh, lăbuțe de căței <laughs> uh, și vorbim despre oameni maturi. Da. Da, bineînțeles, femei, femei de afaceri, femei în domeniul public, care lucrează în domeniul public, femei care vor altceva. Și vreau să spun că deși sună îndrăzneț, finalul, rezultatul final este unul foarte portabil. Asta. Dar tu cum primești ideea? Respectiv? Sunt foarte deschisă. Sunt adică foarte nimic deschisă. nu ți se pare inedit, nimic e și din comun. Spui nu. da la orice. Nu spun da la orice, spun doar. <laughs> în mod, da, în da. mod. Spun da doar la ce cred că este compatibil cu produsul. Pentru că am avut, de exemplu, o persoană care a avut niște aplicații în plus pe lângă ceea ce făceam eu, ce-i propusesem eu. I-am zis da, dar știam că nu o să funcționeze. Cu toate astea, am vrut să-i fac plăcere. Pentru că știam că acele aplicații se pot scoate. Și a ajuns produsul la ea. Și mi-a zis Alexandra, îmi plăcea mai mult cum ai propus tu. Poți să le scot pe alea care le-am vrut eu? Da, pot să le descoși și le-a și poate și începe propusul. Alexandra să revină la ideea. Da. Și ultima întrebare, Alexandra. Ce lipsește din vitrina brandului tău? În afară de oameni dornici să muncească. Um, și mai multă vizibilitate. Um, poate un magazin fizic deși încă nu m-am am, am, focusat pe asta. Uh, și mult mai multă prezență în online. Am înțeles. Alexandra, mulțumesc pentru prezența aici, în studio, și la Infinite eu îți mulțumesc. TV. Și mult succes! Mulțumesc mult! Cu drag! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc magazinului Nisa pentru rochea mea roșie. Până data viitoare, toate cele bune!